Noua armă terifiantă folosită de ruși în Ucraina. Nu trebuie atinsă și face diferența între oameni și animale. Ce este POM? 3 de redacția Observator la 7.04.2022. Ora 16 și 16 minute, forțele ruse din Ucraina par să folosească un nou tip de armă pe măsură ce intensifică atacurile asupra țintelor civile. Este vorba o mină terestră avansată, inteligentă, echipată cu senzori care pot detecta când oamenii merg în apropiere, fără să o atingă, relatează The New York Times. Război Rusia-Ucraina, ziua 43 Live Text. Reclamă. Noua armă terifiantă folosită de ruși în Ucraina. Ce este POM? 3. Twitter. Tehnicieni ucraineni au descoperit săptămâna trecută dispozitivul, numit POM-3, în apropierea orașului Kharkov, potrivit Human Rights Watch, un grup important pentru drepturile omului, care a analizat fotografiile furnizate de armata ucraineană. Tipurile mai vechi de mine terestre sau antipersonal explodează în mod normal când victimele le calcă accidental sau ating firele de declanșare atașate. Însă POM-3 are un senzor care detectează pașii care se apropie și poate face deosebire între oameni și animale. Reclamă. Experții și grupurile care militează împotriva utilizării minelor antiterestre au declarat că minele POM-3 vor îngreuna semnificativ eforturile viitoare de a localiza și distruge munițiile neexplodate în Ucraina. Este o amenințare la care nu avem un răspuns, a spus James Cowan, care conduce Halotrust, o organizație caritabilă implicată în eforturi de curățare a minelor după conflicte. Grupul a început în 2016 să ajute la eliminarea munițiilor neexplodate din regiunea Donbas. Va trebui să găsim donatori pentru aparatură robotică care ne poate permite să facem față acestor amenințări de la o oarecare distanță, a adăugat Cowan. Cum funcționează POM-3? Minele POM-3 sunt lansate de o rachetă și cad pe pământ cu o parașută, potrivit CATUXO, un grup online de tehnicieni militari și civili, experți în IE. Când mina detectează o persoană, lansează la 1-2 metri un mic focos exploziv care este detonat în aer, producând fragmente letale pe o distanță de aproximativ 50 de metri distanță. Oficiali guvernamentali americani susțin că Rusia și-a mutat trupele pentru a-și consolida controlul asupra regiunilor Donetsk și Lugansk, ceea ce ar putea însemna că și mai multe arme precum POM-3 vor fi folosite în război. Războiul intră într-o fază statică, sunt săpate tranșe. Acesta este momentul în care mă aștept ca rușii să înceapă să folosească minele terestre în mod masiv, a spus James Cowan. Reclamă. Halo are aproximativ 10.000 de angajați în întreaga lume și este printre puținele organizații non-profit internaționale care au rămas în Afganistan după ce talibanii au preluat controlul Kabulului în 2021. Ucraina va avea nevoie de același număr de oameni pentru a îndepărta minele antipersonal ca și Afganistanul, care își revine însă după decenii de conflict armat. Pe lângă POM-3, organizația se așteaptă să găsească în Ucraina un număr mare de rachete, e și obuze de artilerie care nu au explodat la impact. Utilizate pe scară largă în întreaga lume în trecut, minele terestre antipersonal ucid și mutilează civil mult după încetarea ostilităților. Ucraina este una dintre cele 164 de națiuni care au semnat un tratat în 1997 care interzice utilizarea minelor antipersonal și s-au angajat să-și epureze stocurile. Statele Unite și Rusia au refuzat să îi se alăture. Reclamă. Puteți urmări știrile Observator și pe Google News.